Inaugurată în luna decembrie anului trecut, poarta de sud a municipiului Roman a fost un proiect mult așteptat, atât de autoritățile locale, cât și de romașcani. La numai 2 luni de la terminarea lucrării, plăcile de marmură care îi țin de urât grandiosului Ștefan cel Mare au început să cadă deja. De vină, spun oamenii, ar fi vremea rece în timpul căreia s-a realizat construcția. Ce să-i fac eu? Nu este primărie? Da, dar știți, investiția e făcută recent, acum în luna decembrie am asistat la inaugurare. Am băgat alții bani în buzunar, ce să-i facem? Ghețul și nu prinde. Asta este. Ce să-i facem noi? Cam mare valoarea ei și după un puțin timp s-a stricat. Care credeți că ar fi principalele motive pentru care a căzut marmura? Eu spun că s-a lucrat în timpul recii. Și trebuia lăsat să fie cald, timpul a fost foarte scurt, s-au grăbit ca să dea la timp și lucrarea, că a fost vorba de un timp mai rapid și eu cred că din cauza asta s-a stricat lucrarea asta care au făcut atât de mulți bani. O căzut sau o luat-o careva? S-a desprins, a fost furată, nici noi nu știm. Cert este că nu mai e la locul ei. Nu mai e la locul ei. Vorbim de o investiție realizată undeva în luna decembrie și da, suntem în luna da, februarie. Da, păcat. Păcat că ori nu-i lucrarea, dar cred că nu-i lucrarea ca lumea. E treabă de mântuială, doamnă. Vă spun eu sincer. Orice să faci, să faci la răpezală, fără material care trebuie să fii pus acolo ca să fii tare, să fii trainic, domnule, să faci ceva, să facă ceva ca lumea. Devine dată în folosință. Și am pățit așa la câteva luni, chiar acum, în mai decembrie. Că da, la, nu se poate, domnule, nu, nu. Nu. Aici la intrarea în oraș? Chiar aici la intrarea în oraș. Păcat, păcat. Nu fac, domnule, lucrare ca lumea. Nu se face. Nici străzile nu ca lumea. Treabă de mântuială. Uitați cât de bine ai turnat și mărgi la borduri să duc. Nu-i... Trebuie să fie cineva care răspunde de treaba asta. Dar primăria, cred că primăria ar trebui să-i treacă la răspundere. Investiția de la sensul de girație din favorit a costat aproximativ 1,5 milioane de lei și a fost realizată cu 2 firme romașcane.